Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Familia misionară. Doresc să fac o precizare de ordin general în dreptul acestor studii și în dreptul predicilor care le auzim în casa Domnului. Tot ceea ce auzim, spus așa într-un mod pașnic, liniștit, uneori într-o împrejurare în care suntem sensibilizați, chiar sentimental, alteori când doar realizăm la nivelul minții și al inimii aceste lucruri, aș vrea să fim ca niște copii care, atunci când le spune mama și tata frumos, du-te fă cu tare sau cu tare lucru, ei se duc fără cârtire și șovăieli. Să nu fim ca niște copii care s-au obișnuit să execute poruncile numai după ce le spun părinții de două ori obișnuit și a treia oră strigă la ei. Să nu fim astfel de creștini care numai atunci să credem că Dumnezeu ne vorbește cu adevărat și că ne vorbește în serios, după ce ne-a vorbit de câteva ori și în final strigă o dată tare la noi sau ia și bățul la noi și nu iau-o. Deci să fim niște oameni care îl ascultăm la o primă poruncă. Când Dumnezeu ne vorbește în liniște, în pace, să credem că ceea ce e scris este pentru noi, că merită trăit și merită împlinit. Această familie am ales-o, printre altele, pentru că în biserica noastră duce în lipsă de evangheliști. Nu evangheliști în sensul obișnuit a ceea ce se spune la predicatori, ci evangheliști în sensul biblic. Oameni care se ducă Evanghelia acolo unde nu este. Oameni care să se ducă în Oltenia sau chiar și aici, în zona Banatului sau Ardealului, în localități unde nu sunt biserici sau unde sunt 2, 3 sau 4. Și acolo să se lupte. Aseară am stat de vorbă chiar cu un frate care lucrează în Oltenia și mi-a povestit pe parcursul câtorva ore greutățile care le întâmpină acolo și nevoia de oameni. Poate că Dumnezeu va sensibiliza, dar asta e insuficient, va și pregăti apoi oameni chiar de aici, pentru că sunt atâți, cred, care ar avea aceste capacități, dar nu sunt exploatate, să se ducă în diferite localități, de unde sunt ei originari, unde au rudenii prin alianță, sau unde au vreo deschidere oarecare, vreo chemare sau vreo trimitere din partea Domnului și să lucreze în acele locuri potrivit cu această lucrare de evangelizare, de răspândire a adevărului în zonele unde nu sunt creștini sau sunt foarte puțini. Haideți cu aceste gânduri să pornim în a analiza această familie biblică. Soțul Aquila, citim în Cartea Faptele Apostolilor, unde apare pentru prima dată în capitolul 18, că era originar din Pont, 18:2, un iudeu numit Aquila de neam din Pont, undeva în sudul Mării Negre, stabilit la Roma și expulzat prin anii 49-50, în timpul împăratului Claudiu, și locuia în situația de aici, în Corint, unde s-a întâlnit cu Pavel și de aici a început viața lui cu Dumnezeu. Nevasta sa, Priscila, o întâlnim peste tot în Biblie alături de soțul ei și le sunt rezervate în Biblie aproximativ 12 versete. Dar din aceste 12 versete în care se fac referiri la această familie vom vedea multe, multe lucruri care sunt bune de luat pentru familiile noastre. Drumul lor, fiindcă vorbeam de ei ca misionari, a cunoscut diferite localități unde i-au locuit. Originar din Pont, deci din sudul Mării Negre sau nordul Turciei de astăzi, nordul Asiei Mici, au ajuns la Roma. De acolo au ajuns în Corint. Din Corint au plecat cu Pavel la Efes. Ulterior, din nou au ajuns la Roma și se pare că spre sfârșitul vieții, din nou s-au dus înspre răsăritul Imperiului, la Efes sau într-o altă localitate răsăriteană a Imperiului Roman. O viață de misiune, o vreme aici, o vreme în altă parte, dar după ce s-au întâlnit cu Domnul, au făcut o bună lucrare peste tot unde au ajuns. Acum, în prezentarea propriu-zisă acestei familii, au împărțit studiul în două, familia în relația lor cu Dumnezeu și familia în relația lor cu oamenii.
nu-i vom trata ca și în celelalte dăți, separat, pentru că nu există, repet, niciun verset care să-i separe. Peste tot apar numai așa, Acuila și Priscila sau Priscila și Acuila. Ce e scris în dreptul unuia e scris și în dreptul celuilalt. Deci nu putem, Biblia nu ne dă posibilitatea să-i tratăm în mod special. Au fost atât de uniți încât nu pot fi despărțiți în a-i analiza, în a-i studia. În relația lor cu Dumnezeu, am notat iarăși două subcapitole, trecutul lor evreiesc, mozaic și convertirea lor și apoi trăirea lor cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Mai întâi citim un verset din Vechiul Testament, din cartea lui Zaharia, care să ne reamintească câteva versete, de fapt, despre această răspândire a evreilor printre toate neamurile. Zaharia 7 cu 14. Și i-am împrăștiat printre toate neamurile pe care nu le cunoșteau. Țara a fost pustită în urma lor, așa că nimeni nu mai vedea și nu mai pleca din ea. Și dintr-o țară plăcută cum era, au ajuns o pustie. Și adăugăm și versetul 2 și 3 din capitolul 8. Așa vorbește Domnul oștirilor, am o mare râvnă pentru Sion și sunt stăpânit de o râvnă plină de mânie pentru el. Așa vorbește Domnul, mă întorc chiar spre Sion și vreau să locuiesc în mijlocul Ierusalimului. Dumnezeu i-a împrăștiat în toate neamurile cum le-a spus. Și au ajuns iudei și sunt și în zi de astăzi pe toate meridianele globului. Dar peste tot unde au fost, pentru că Dumnezeu are un plan special cu această națiune, ei nu s-au pierdut. Alte națiuni s-au pierdut în timp. Națiuni studiate în istorie. Oameni care în vremele noastre duc, chiar români se duc în America sau în altă parte, și în generația următoare nu-i mai pot să repera și recunoaște că sunt români, și să-și păstreze entitatea de națiune. Dar evreii răspândiți peste tot s-au păstrat și au rămas separați într-un fel anume și specifici lor. Cred că lucrul acesta s-a putut realiza și datorită sinagogilor. Imediat după ce au fost duși în Babilon, după exilul babilonian, din timpul împăratului Zedechia, au apărut sinagogile și eu vă citesc un cuvânt din Noul Testament, din Fapte, capitolul 15, unde ni se spune că peste tot existau sinagogi și aveau legea cu ei. Se pare că aceasta a fost motorul principal care i-a păstrat separați de lume și i-a păstrat în legătură unii cu alții. 15 cu 21, Fapte 15. Căci încă din vechime, Moise are în fiecare cetate oameni care îl propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de sabat. Sabatul, așa cum le-a fost dat lor ca un semn, și sinagogile și legea i-a păstrat și nu s-au pierdut printre neamuri, ca să se poată împlini planul lui Dumnezeu. Vedeți, după 600 de ani aproximativ, după expulzare, ajuns și în Roma, în 600 de ani se perindă, știu eu câte generații la rând, oricum mai mult de 6 generații. Și ei și-au păstrat statutul lor de iudei și au fi putut fi cunoscuți care sunt și au fost expulzați. Chiar mai târziu, în Franța, în secolele, 2-3 secole în urmă, au suferit astfel de expulzări din peninsula iberică și din alte părți. Și acum ei au o numărătoare a lor, se știe câți evrei sunt. Bine, ori fi excepții, au fost pe timpul lui Ezra, dar aceștia sunt de nebăgat în seamă, dar ei s-au păstrat statutul lor aparte. Și au avut, facem aici o mică paranteză, de suferit chiar și aceste expulzări, sunt o urmare și un efect al blestemurilor din Vechiul Testament. Spune Domnul Iisus, uitați-vă la smochin și învățați din pilda lui. Ce a făcut Dumnezeu cu Israel de-a lungul timpului, dovedește puterea lui Dumnezeu, dovedește lucrarea lui. A fost întrebat cineva odată, cum poți să-mi exprimi și să-mi spui cât mai pe scurt și să-mi îl prezinți pe Dumnezeu? Și răspunsul a fost, poporul Israel. Este un răspuns atot suficient, al descrie, al prezenta, a arăta cine este Dumnezeu și ce face Dumnezeu. Evreii sunt unul din exemplele de bază. Ajunși aici, în capitolul 18, citim versetul 2 și în continuare, acolo a găsit pe un iudeu numit Acuila, de neam din Pont, venit de curând din Italia, cu nevastă sa Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma, a venit la ei. Și fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau, meseria lor era facerea corturilor.
aici în Corint, într-un moment de criză. Imaginați-vă să suferim expulzarea. Oricum, omul și-a adunat aici ceva pe lângă el. Și-a încetățenit niște relații, niște raporturi cu oameni, s-a obișnuit aici. Și acum să mergi din Italia până în Grecia și să te stabilești acolo în Corint, alți oameni necunoscut, iudeii peste tot erau într-un fel priviți sceptic, aparte. Și în acest moment de criză, Dumnezeu a găsit momentul să se apropie de ei și să le vorbească. De regulă se observă în situațiile de evangelizare. Dumnezeu cercetează pe oameni în necazuri, în probleme. Când intervine câte o schimbare în viața oamenilor, Dumnezeu poate să intervine și El să producă schimbarea radicală și totală. De aceea este indicat și în astfel de situații să intervenim, să îndreptăm pe oameni pe calea cea bună, că dacă nu ei, doar își vor schimba religia tot cu una la fel de slabă. Într-o criză, oamenii de regulă fac o mișcare. Și Dumnezeu în acest moment l-a călăuzit pe apostolul Pavel să se apropie de ei. A existat și această coincidență, aveau aceeași meserie. Aceasta poate ar însemna că suntem într-o anumită măsură responsabili de cei care au aceeași meserie cu noi, nu? Să ne apropiem de ei, să le vorbim. Îți este mult mai ușor să iei legătura cu unul care lucrezi. Pavel, sub călăuzirea lui Dumnezeu, amintiți-vă, el avea mesaj din partea lui Dumnezeu, era înștiințat din cetate în cetate, unde să se ducă, ce îi se va întâmpla. S-a orientat în mod special spre aceștia. Erau mulți în Corint. Dar după cum Pavel era foarte pretențios la oamenii pe care se instruiască în slujbă, și cum a făcut Domnul Iisus, așa a făcut și Pavel, a călcat pe urmele Domnului, a adus oamenii la Domnul Hristos, după cum Iisus i-a adus la Dumnezeu Tatăl. Dar pe cei care i-a văzut pentru slujbă, i-a văzut aparte, într-un fel anume, i-a luat și s-a ocupat în special de ei, după cum și Domnul predica mulțimilor, dar pe ucenici i-a luat și s-a ocupat special de ei. Așa se pare că și-a pus Pavel ochii pe Aquila și Priscila și s-a ocupat special de ei. A stat împreună cu ei și amintiți-vă ce fel de evangelizare avea Pavel. Spune el în capitolul 20, versetul 20. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă provodesc și să vă învăț înainte norodului și în case. Pavel era unul care predica cu zi cu noapte. Și lucrând împreună cu ei, cred că le-a dat niște lecții intensive, de-au recuperat anii pierduți și în scurt timp i-a pregătit și i-a dus la un nivel oarecare în slujire. Dar călăuzirea lui Pavel, oricâtă lucrare ar depune cineva pe lângă altcineva, ori prin ce crize ar trece, oamenii spune Biblia în cartea Apocalipsei că vor suferi crize și necazuri și tot nu se vor pocăi, dacă nu există și deschidere din partea persoanei și se pare că Aquila și Priscila au avut această deschidere spre Dumnezeu. Eu cred că ei se încadrau într-un fel pe aceeași linie cu Pavel. Cred că Vechiul Testament îl împlineau într-o oarecare măsură. Altfel s-ar fi dezis de religia lor, de legea lui Moise, din Vechiul Testament și n-ar mai fost nevoie să fie expulzați din Roma. Dar ei și-au păstrat credința lor. Și a fost nevoie doar să li se aducă continuarea Vechiului Testament prin învățătura despre Domnul Iisus Hristos și lucrarea Noului Testament. Citim în capitolul 18, versetul 11, că aici Pavel în Corint a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Pentru ei doar au continuat învățătura Vechiului Testament. Și Pavel, despre care citim în 1 Corinteni, capitolul 9, cum se comporta el ca să-i câștige pe toți, 1 Corinteni 9 cu 20, Aquila și Priscila fiind iudei, cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câștig pe iudei. Prin această propovăduire, prin lucrarea Duhului Sfânt care desfășura prin Pavel, prin semnele care se făceau, prin tot ceea ce Dumnezeu a hotărât prin el, prin deschiderea lor în fața lui Dumnezeu, în fața cuvântului, amintiți-vă și de cazul Lidiei, Pavel a predicat, dar Domnul le-a deschis inima și ea s-a deschis în fața Domnului. A fost un mers a împrejurărilor. Dumnezeu a găsit cu cale să-i aducă la Corint, printr-o criză. Pavel a fost călăuzit să meargă să le predice și ei s-au deschis înaintea Domnului. Și din acestea toate a rezultat convertirea lor și din ei
a fost și a reieșit o familie extraordinară pentru lucrarea Domnului. Haideți să vedem, după ce s-au întors la Domnul, care a fost viața lor cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Pentru că își cred, nu poate spune cineva că trăiește cu Dumnezeu dacă nu trăiește pentru Dumnezeu. Și două lucruri aici. În primul rând, trăirea în neprihănire și lucrarea în adevăr. Nu poți fi cu Dumnezeu dacă nu trăiești și nu poți lucra împreună cu Dumnezeu dacă nu lucrezi în adevăr. Despre viața lor de trăire, despre neprihănirea lor, despre faptele lor, Biblia nu ne spune prea multe. Dar indirect putem să aflăm foarte sigur. Spuneam despre Pavel că era foarte pretențios și n-a acceptat ca o vrăjitoare să fie împreună cu ei, nu l-a acceptat pe Ioan Marcu pentru că era puțin instabil. Era un om care a spus în 2 Timotei, capitolul 2, cum trebuie să fie unul care slujește. Și nu cred că Pavel și-ar fi luat în echipă doi oameni care nu trăiau. 2 Timotei 2 cu 24. Și robul Domnului nu trebuie să se certe. Și ăștia doi umblau numai amândoi. Eu cred că a fost o familie care nu s-a certat. Ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți. Plin de îngăduință răbdătoare, sunt drepte cu blândețe, potrivnici, în nădejde că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. Felul lui Pavel și condițiile pauline pentru slujire ne arată, și putem să înțelegem suficient, că această familie a trăit ca înaintea lui Dumnezeu în fața unui profesor cum era Pavel, care dădea note mici și era tare exigent. Și totuși au corespuns în fața lui Pavel și i-a luat cu el. Pentru că citim în capitolul 18, amintiți-vă și de Timotei cât l-a urmărit Pavel. Pavel a spus la Timotei, tu ai urmărit purtarea mea, dar la fel de bine putea să spună și eu am urmărit purtarea ta și altfel nu te-aș fi luat cu mine. 18 cu 18. Pavel a rămas destul de multă vreme în Corint, în urmă și-a luat ziua bună de la frați, a plecat cu corabia spre Siria împreună cu Priscila și Aquila. I-a luat cu el în echipă. Cât privește lucrarea lor, au fost o familie, le putem spune cu adevărat, de misionare. Aici, în capitolul 18, avem ceva în ce privește slujirea. Vedeți, oamenii sunt puțin împărțiți. Unii spun, nu trebuie să fii scos din producție și dacă vrei să slujești Domnul, trebuie să slujești Domnul pe lângă servici. Nu se poate, cine lucrează să nu mănânci. Alții spun, nu poți să lucrezi dacă nu ești scos din producție și nu ești numai în lucrare. Biblia le împletește într-un mod foarte frumos aici, pe acestea două. 18 cu 3. Și fiindcă aveau același meșteșug, a rămas la ei și lucrau. Aveau servici sau vreo altă autorizație și desfășurau activitate. Versetul 4. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat. Pe lângă servici, că în sabat nu lucrau, în timpul liber făceau lucrare, pe lângă servici. Versetul 5. Dar când a venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat întru totul propovăduirii, în fiecare zi. Aici a fost scos din producție. Dar în urmă, dacă mai fost cazul în altă parte, s-a apucat din nou la lucru. Deci n-a fost scos pe toată viața. Și într-un fel anume, când pentru evangheliști din diferite zone se găsește câte o sponsorizare pentru o anumită perioadă, este bine să zic cineva merge în Oltenia și dacă poate cineva să-i sponsorizeze, pentru o vreme sunt scoși și se dedică într-o totul evanghelizării. Dacă acea sponsorizare, de exemplu, încetează, omul poate să lucreze din nou și unul care are viața pentru misiune, tot va misiona numai pe lângă servici, în zilele de sabat și în timpul liber. Deci, nici doar una nu este valabilă, nici doar cealaltă. Cele trebuie împletite împreună, după caz, după situație. Când Pavel a fost susținut, el n-a mai lucrat, dar cu toată apostolia sa, dacă a fost cazul, a știut să lucreze și el, ca să nu fie o sarcină atunci când n-a existat înțelegere pentru cei din jur și n-a existat posibilitatea. Cred că Biblia în această privință le împletește frumos și este demn de urmat chiar și pentru noi în zilele noastre. Tot aici, în capitolul 18, pe lângă această dedicare, pentru că de astfel de oameni este nevoie, oameni care fac o lucrare numai pe vreme bună, oameni care fac o lucrare numai câtă vreme sunt susținuți, oameni care fac o lucrare numai câtă vreme se pot să stea în față
Și apoi, dacă nu-s mai susținuți, dacă știu eu, le-a pierit râvna sau nu mai sunt văzuți bine și lucrarea lor încetează, ăștia nu-s misionari. Sunt un fel de oameni care lucrează cu ziua. Dar lucrarea Domnului este o lucrare pe viață. Un om, chiar dacă este scos dintr-o slujbă, pe Pavel a fost dat afară din Ierusalim și Domnul i-a spus, du-te aici că nu primești mărturia ta. Dar l-a trimis Domnul în altă parte. Ei, nu mă refer la situația când cineva, pe motive disciplinare, este dat afară și începe lucrarea în altă parte. Ci în sensul că fiecare are locul lui și măcar în timpul lui liber face lucrare pentru Domnul. Apoi, tot aici în capitolul 18, o adevărată viață de misiune nu este o viață superficială, ci este o viață de adâncime. Dacă doar te lupți pentru oameni, așa, să vină la pocăință, îi botezăm și cu asta basta, avem la număr. Asta nu este o adevărată evangelizare. Uitați, în capitolul 18 au ajuns la Efes. Citim în versul 19, au ajuns la Efes și Pavel a lăsat acolo pe însoțitorii lui. I-a lăsat acolo să continue ei lucrarea. Citim apoi în versetul 24. La Efes a venit un iudeu numit Apollo de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în scripturi. El era învățat în ce privește calea Domnului, avea un duh înfocat și vorbea și învăța, rețineți această expresie, amănunțit pe oameni despre Iisus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă, Acuila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat și rețineți următoarea expresie, mai cu deamănuntul. Dacă învăța amănunțit, cum l-au luat și i-au arătat mai cu deamănunțit calea Domnului? Erau oameni de profunzime, de adâncime, care vroiau ca omul să fie, cum spune tot Pavel, destoinic pentru orice lucrare bună, nu superficial. Cine doar are o biserică așa cu oameni mulți care sunt la grămadă și nu-i urmărește cum vorbești, ce spun, să le arăte în amănunte și dacă să amănunți, să ia mai cu deamănuntul și să piseze tot și să adune fărâmiturile și să fie cu lux de amănunte niște creștini, cu adevărat, nu este un bun lucrător. Imaginați-vă că ar avea cineva o grădină și nu s-ar ocupa să plivească așa fiecare buruiană să o smulgă, nu s-ar ocupa, știu eu, să rupă mlădițele care sunt în plus, să curețe pomii, ar rupe numai buruienile mari și se poate lucra în agricultură așa în mare? Știu ce altă ramură a industriei, unde o industrie fină. Se poate așa din topor să faci o mobilă? Păi câtă șmirgăloială trebuie și câtă finisar și holșurubul de alea mici și ca să iasă ceva frumos. Deci aceste două lucruri le-au avut familia aceasta în lucrare. Pentru ei lucrarea a fost pe viață. Dacă o facem fără serviciu, o facem, dacă nu pe lângă serviciu, facem lucrare. În cât avem. Și nu numai atât, o facem în profunzime. Ceea ce clădim, cum spune Pavel, căutăm să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Cu amănunțime, de-aia facem studiu, de-aia ne rugăm, de-aia facem mărturisiri, de-aia, pentru ca fiecare om să fie edificat. Și să fie curățenie în toate amănuntele și în toate problemele vieții. În ce privește relația lor cu oamenii, pentru că în această lucrare oamenii sunt și ei o ramură specială, un domeniu aparte. Spunea cineva, zice, să lucrezi în lucrarea Domnului, știi ce poziție ai? Deasupra Dumnezeu, în jurul oamenii și deasupra plin de demoni. Și toți cu pretenții. Și acum trebuie să-L împaci, în primul rând, pe Dumnezeu, demonii cer și ei drepturile lor și pe ăștia trebuie să le retezăm, și pe oameni să căutăm pe cei slabi, aici se negociază. Cât se poate să lăsăm cu iudeii ca și cu iudeii, la cei slabi să le rădăm slăbiciunile până vor ajunge mai la maturitate, în același timp nici să nu faci compromisuri, este efectiv o situație și o luptă extraordinară. Cât privește relația lor cu oamenii, avem... În primul rând, relația lor de familie cu biserică. Avem două feluri de oameni în jurul nostru. Sunt frații și sunt oamenii de afară. Și ei trebuie tratați diferit. De exemplu, spune Pavel în Galateni 6. Faceți bine mai întâi fraților în tuturor oamenilor, dar mai ales fraților în credință. Deci, într-un fel ne comportăm cu frații și într-un fel ne comportăm cu cei de afară. Mai întâi, cum ne comportăm cu cei din biserică? Ei, ca și misionari, aveau două biserici. Aveau biserica locală și aveau biserica universală.
Sunt unii care n-au decât o viziune asupra bisericii locale și nu-i greșit. Bine, un 1% tot trebuie să aibă o viziune și asupra bisericii universale. Dar n-au o viziune dezvoltată, nu le este dat să fie misionari. Ei văd aici în biserica locală. Alții au o viziune misionară și sufăr greu și simt povara, spune Pavel, mă apasă grija pentru toate bisericile. Dar asta nu le cere la toți. Unii doar pentru biserica locală. Cât privește relația cu biserica locală, Acuila și Priscila au avut mult de lucrat. Pentru că se pare că cel puțin în două locuri a fost biserica la ei acasă. Romani, capitolul 16, versetul 5. După ce spune în versetul 3 și 4 să spună sănătate Priscilei și lui Acuila, versetul 5, spune sănătate și bisericii care se adună în casa lor. Pe Apollo am citit în Fapte 18 cu 26 că l-au luat la ei. Unde? Acasă, se înțelege. Apoi citim și în 1 Corinteni 16 cu 19, când din nou scrie, bisericile din Asia vă trimesc sănătate, Acuila și Priscila împreună cu biserica din casa lor. Deși în Asia, probabil în Efes, și în Roma, în casa lor au făcut biserică. Facem aici o paranteză. De regulă în vremea noastră este mare problemă unde sunt bisericile acasă la un om. Este mare problemă pentru că împotriva acelui om vor fi date extraordinare lupte. Dacă omul acela este distrus de Satan, e distrus toată biserica. Dacă ai împușcat șoferul, ai distrus tot autobuzul, ai împușcat pilotul, cade avionul, nu? Se înțelegem puțin pe oamenii aceștia care au avut biserică în casa lor pentru că lupta a fost extrem de mare. N-ar fi greșit să fie biserica la un om acasă dacă la omul acela acasă este și Dumnezeu stăpân. Dar să știți că există și dezavantajul unde biserica nu e a nimănui pe teren neutru. Să nu crezi că mutând bisericile de acasă de la oameni pe teren neutru am scăpat de demoni. Nici vorbă. Și aici se va lupta să fie biserica a nimănui. Și să fie un fel de conducere ca într-un partid. Poate fi și aici bine, pe teren neutru. Dar și aici pericolul există. Deci în ambele situații. Dar Acuila și Priscila, la ei acasă fiind biserica, nu știu dacă ați avut o astfel de situație sau cunoașteți pe cineva, în zonă mi-amintesc că era astfel de situații, oameni care au avut biserica la ei acasă. Și Acuila și Priscila nu erau oameni care deschideau poarta doar de dimineața, duminica de la 9 la 12, după masa 2 ore și joi. La ei vinea lumea și ieșea ca din autogară. Cum trebuie să poarte o familie în felul acesta? Tot timpul să fii gata de musafiri, tot timpul să fii gata de slujbă, tot timpul să fie viața sfântă ca să poți să corespunzi. Și sunt mulți care, orică se fac ei stăpâni în biserica din casa lor, o spun să nu mai văd pocăiți până la a treia casă. Dar ei și în Efes au avut biserica în casa lor și s-au dus în Roma și din nou au avut biserica în casa lor. Și Pavel, ca unul care n-a acceptat compromisuri, a spus sănătatea acelei biserici și i-a felicitat în slujbă. Mai întâlnim astfel de situații în Noul Testament, de exemplu în Coloseni 4 cu 15 spune, spune sănătate fraților din Laodicea și lui Nimfa și bisericii din casa lui. Deci în case, în localuri publice, într-o școală, unde a putut a făcut biserică? Îmi spunea fratele care misionează în Oltenia, zice, într-o localitate ne-am adunat într-un fost birt care a falimentat și acum era nimănui, era o clădire goală, nu mai era băuturi sau ceva pe acolo. Și ne-am adunat acolo, într-un chioșc. Și acum, în altă localitate, ne adunăm sub un nuc și acolo ținem slujba. În biserica aceasta din casa lor, au fost gata să se pună întru totul la dispoziție. Să învețe, să facă tot ceea ce trebuie. Acum, fiind vorba concret la situația noastră din oraș. Sunt unele case, poate acolo unde sunt vase de lucru sau unde sunt oameni care sunt mai sociabili, care vor deveni familii primitoare de oaspeți și unii oamenii se adună pentru rugăciune sau pentru învățătură. Dacă aveți încredințarea de la Dumnezeu că sunteți destinați la așa ceva, faceți-o, dar cu o atenție extraordinar de mărit. Mulți în vremea noastră au dat faliment pe linia aceasta. Trebuie o viață sfântă, o lucrare sfântă și să fie păstrată legătura cu oamenii sincer, cu oamenii Dumnezeu, cum au păstrat-o aceștia cu Pavel, s-au pus întru totul la îndemâna Domnului, fără pretenții și cu înțelepciune și cu o călăuzire, cu trăire în adevăr, au putut să reziste. Diavolul nu este, există lucrare
pe care să nu se bage și să nu încerce să denatureze și să o falsifice. Falsifică totul. Dacă îl lăsăm, el nu poate să aibă acces în neprihănire. Dar la păcat și unde este lăsat, face tot ceea ce-i de mână. În ce privește viziunea Bisericii Universale, și poate unii simțiți această povară, citim în Roman 16, unde este vorba despre această familie, versetul 3, spune sănătate Priscile și lui Achila, tovarășii mei de lucru în Hristos, care și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața. Și acum rețineți, le mulțumesc nu numai eu, dar și toate bisericile ieșite dintre neamuri. Aceasta pentru că l-au salvat pe Pavel, dar și pentru că oriunde au mers, în Roma, în Efes, ei au fost gata, Pavel pentru că era un misionar cu o lucrare de apostolat, avea în echipă cu el oameni care plantau biserici. Aveau această viziune pentru bisericile din afară, din jur. Și nu numai pentru biserici, pentru că nimeni nu poate planta biserici dacă nu plantează și lucrători în biserici. Pavel a dat o învățătură deosebit de bună în această privință și a spus, ce ai primit încredințează la oameni de încredere. Și vedem pe Aquila și Priscila cu grijă pentru diferite locuri înduse în biserici, să convertească oamenii, dar când au văzut că Apollo are darul acesta de la Dumnezeu, l-au luat și l-au învățat cu deamănuntul să-l crească în slujbă, să lase în fiecare localitate oameni. Pe aceste două caracteristici s-au mutat dintr-o localitate într alta. Au fost deschiși pentru iudei și pentru neamuri și au avut grijă ca bărbați de slujbă să fie lăsați în diferite locuri. Vedem grija lor și viziunea lor asupra bisericii din mai multe localități. Apoi tot legat de relația cu biserica, ce îmi place în mod deosebit la oamenii aceștia, la Aquila și Priscila, sunt colaboratorii lor. Să știți, oamenii cu care colaborăm în lucrare își vor pune amprenta pe noi. Și noi pe ei. Pe ei vedem alipiți de Pavel. Spune cartea Proverbelor, cine umblă cu înțelepții se face și el înțelept. Apoi s-au unit și au colaborat cu Apollo. Și ceea ce îmi place, fiind deschise Biblia aici la Roman 16, versetul 3, tovarășii mei de lucru în Hristos Iisus. Erau tovarăși de lucru numai cu cei care erau în Hristos Iisus. Mare, mare atenție la colegii dumneavoastră de misiune. Viața lor va avea o înrăluire asupra vieții dumneavoastră și reciproc. Cu cine te aduni, cu cine te rogi, cu cine misionezi? Oamenii te vor vedea și vor spune, doar pe unul dacă îl cunoaștem, așa sunt toți. Cine ia o par de apă într-o găleată și vede că e dulce sau sărat sau e caldă sau e rece, mai trebuie să ia și pe al doilea? Pentru că umblând împreună, devii un tot unitar. Uitați în Fapte 18 aici, unde apar ei în lucrarea din Corint, versetul 19, au ajuns la Efes și Pavel a lăsat acolo pe însoțitorii lui. Au intrat în sinagogă și au vorbit, au stat de vorbă cu iudeii. N-au fost numai Aquila și Priscila, au fost și alți colaboratori. A fost Timotei, a fost Luca. În ce privește colaboratorii și lucrarea, bine este să nu faci lucrarea de unul singur sau nici ca familie, să nu te separi și de unul singur să încerci să faci ceva. Chiar dacă soția te ajută și sunteți împreună o pereche bună. Au știut să colaboreze și cu cei mai mari, cum a fost Pavel și Apollo, dar au știut să colaboreze cu alții sinceri și mai mici. Și și-au format și-au păstrat legătura cu oameni sănătoși și oameni sinceri. Și Dumnezeu să ne dea și nouă niște prieteni buni. Știți noastră vorba românului, rudenile sunt, cum sunt date, dar prietenii cum ți-i faci? Aceștia trebuie să făcuți, spunea cineva, ca și castelele, rare, dar frumoase. Cine își face mult prieten, spune cartea Proverbelor, se face spre nefericirea lui. O relație de frățietate avem cu toți, dar cu cine ești un prieten intim, cu cine colaborezi, trebuie să fii atent. În ce privește relația acestei familii cu lumea din jur? O familie sfântă într-o lume păgână. Și lumea din jur se mai împarte și ea în două. Iudei și neamuri. Lumea din jur sunt oameni religioși, cum ar fi oameni de la alte denominațiuni, sau oameni atei, sau oameni care nu au nimic cu biserica.
Într-un fel trebuie să-i tratezi pe unul și într-alt fel pe altul. Spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 32. Să nu fiți pricine de păcătuire, în primul rând, pentru iudei, apoi nici pentru greci, nici pentru Biserica lui Dumnezeu. Și aici apar aceste categorii, biserica, am tratat aceasta, relația cu iudeii, celelalte confesiuni. Multă, multă atenție cu ei. Spune Pavel că i-a fost foarte greu, în 2 Corinteni citim, în capitolul 11, spune el în versetul 26, deseori am fost în călătorii. În primejdiperiuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în pustie, pe mare, în primejdii dintre frații mincinoși. Primejdiile omului care lucrează mai cu seamă cu cei de afară și cu cei dinăuntru, neapărat că ai o relație, sunt foarte mari. Și de aceea ei au fost învățați încă de la început. Pentru că în capitolul 18, imediat după ce s-au întors ei la Hristos, citiți 18 de la versetul 12, pe când era Galion cărămitor al Ahaiei, iudeii s-au răsculat cu un gând împotriva lui Pavel, l-au dus înaintea scaunului de judecată și au zis, omul acesta atâță pe oameni, se închine lui Dumnezeu, într-un fel care este împotriva legii. Apar luptele acestea între diferitele culte, dacă vreți. Și uneori se interpun și autoritățile, măcar că aici a fost un om inteligent, care a spus în versetul 14, iudeilor, dacă ar fi vorba de faptă rea sau blestemăție, v-aș asculta. Dar dacă e vorba de neînțelegere asupra unui lucru din legea voastră, treaba voastră. Eu vreau să fiu judecător peste aceste lucruri. Apar luptele acestea. Cum te vei comporta cu ceilalți din jur? Dacă vei merge să faci misiune undeva, cu cine te lupți? Cu demonii sau te lupți doar cu baptiștii, cu adventiștii și pescuiești în acvariul lor și vrei să aduci de la ei doar la noi și așa? Este o problemă care ține de misiune. Pavel spune în Roman 14, ce treabă ai tu dacă robul altuia cade sau stă în picioare? Spui adevărul, dar într-un mod frumos, să caute să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu îi va lumina, spune Filipeni 3, în ce am ajuns deopotrivă umblăm la fel. Nu neapărat, cred că este important să lovim așa întotdeauna. Mi-a fost dat anul acesta să fiu martor la următoarea împrejurare. A murit undeva în județul Botoșani, un om de 90 ceva de ani. Și când a auzit copilul lui de 58 de ani că a murit, a decedat și el. Și acum erau doi morți. Fratele în vârstă de 90 ceva de ani trecuse din 86 de la frații pentecostali la frații adventiști. Băiatul cel de 58 de ani, de vreo 6 luni umbla și el la adventiști, dar încă nu se botezase. Cel bătrân avea 6 copii, toți la pentecostali, cel tânăr avea 10, dintre care unul, fratele păstor din Dorohoi, Pintilie, care a fost aici. Acum, cum, cine să facă mormântarea? A spus, ne adunăm toți. Era într-o zi de duminică, s-a adunat lume extraordinar de mult și a spus, uite, predică 2 de la adventiști, 2 de la pentecostali. A predicat un frate la pentecostali, pocăința. A predicat lucrurile lui, a fost fapte 17, textul. Fără să atace pe nimeni. După el a predicat cel de la adventiști. Asta, inteligent totuși, mergea tot până în margine, așa, până când se lovească și iar se torcea frumos înapoi, iar până în margine, iar înapoi. Dar asta cu minte, n-a sărit jos în apă. A urmat al treilea de la pentecostal. Este a predicat, iar frumos pocăința, fără nimic altceva decât întoarcere la Dumnezeu. Al patrulea, deci eu nu mai predic, eu nu mai țin necrologurile. Și începe așa tacticos, așa poetic. Au avut credință când de când au fost mici, au îmbrățișat apoi credința pentecostală, apropiindu-se de Dumnezeu și apoi mai spre bătrânețe, dar asta a spus la fiecare în parte, aprofundând adevărul și găsind frumusețea poruncii a patra, au trecut în credința advent. Și a început așa. Pentecostalii nu au tot câte unul păleaș, lăsa capul în jos. În final plecăm de acolo și am zis un frate, băi zice, ăștia ne-au făcut asta. Băi zic, fii liniștit, am ținut 2 predici pentecostale la următoarea adventistă. A fost o realizare. Și în urmă, ei s-au simțit, s-au resemnat, le-au spus oamenii din jur, ați văzut că ceilalți nu v-au atacat, au predicat pocăința și Biblia. Și le-a fost lor și au cerut scuze în urmă și au decis 2 lucruri. Să nu se mai atace în public așa unii pe alții și corul lor, a fost și corul de la Botoșan, nu au fost acoperite pe cap și a zis, băi, când mergem împreună și ieșim așa, ne acoperim și noi pe cap și a spus, nu mai lovim în ceilalți. Și uite, o câștigare pașnică. Noi suntem trimiși
și spunem adevărul. Și cine vrea va veni, Pavel a intrat în sinagogă, l-a predicat acolo, când nu l-a mai lăsat, a ieșit afară și a predicat separat și a predicat mântuirea, n-a avut neapărat treabă cu iudeii, se lupte cu ei. Sunt situații în care trebuie spus lucruri pe nume, dar nu suntem chemați să ducem astfel de lupte fraticide. Într-un fel anume trebuie să avem o grijă față de creștini, pentru că în mod normal aceștia ar trebui să fie primii la mântuire. Spune Biblia Romanilor cu 16, întâi a iudeului și apoi a grecului. Domnul când i-a trimis pe ucenici a spus, merge mai întâi la oile pierdute. Dar cu oile aceste pierdute și rănite și rătăcite trebuie o mai mare atenție decât cu celelalte. Ei ar fi primii îndrept să vină, dar dacă nu vom manifesta toată atenția și toată dragostea și toată căldura, nu-i vom face să vină. După cum nu poți căsători pe o fată, chiar dacă un băiat are tot ce vrea, în forță, spun, te duci după băiatul acesta. Ah, mai fac părinții uneori, dar asta e o greșeală mare, că nu ține mult. Dacă nu vine cineva din dragoste la Hristos. Apoi, în ce privește relația cu cei de afară, încă de la început, când s-au convertit după ce au fost expulzați. Și mai târziu, tradiția ne spune că au suferit moartea de martiri. Au început, văzând expulzarea, trăind-o, au văzut cum Pavel și cu alții erau o stare să cape de bătaie acolo, au trăit aceste lupte printre oameni și au suportat toate aceste greutăți ale vieții și ale slujbei. Cine nu va face lucrarea de teamă ceea ce se întâmplă, că oamenii iau averea, că oamenii îl batjocoresc sau îl hulesc, omul acesta nu va face lucrarea adevărată. Spune Ioan 10, păstorul plătit când vine lupul sau primejdea sau când vine încercarea, acea sămânță căzută pe stâncă, ține până la o vreme și lasă slujba, poate unii lasă și pocăința și pun punct. O adevărată viață de misiune presupune riscuri, lupte, greutăți, o trăire numai și numai pentru Dumnezeu. Și haideți să încheiem gândurile despre această familie, amintind trei lucruri în final. În primul rând, această familie a fost familia a doi care au fost una. Sunt, pare să că, 6 texte în Scriptură, în 6 versete apare această familie. În 3 versete apare Acuila întâi, în 3 versete apare Priscila întâi. Dar nici într-un verset n-apar unul fără de altul. De fiecare dată acești oameni apar numai și numai împreună. Au avut împreună aceeași meserie. Au avut împreună aceeași lucrare. Bine, nu în sensul că dacă Acuila o fi fost și eu păstor, o fi fost și ea păstoriță. Nu în sensul acesta, eventual diaconiți. Și atunci s-au completat frumos împreună. Dar au fost de nedespărțit, cum spune Vechiul Testament despre Saul și Ionatan, că n-au fost despărțiți nici la moarte. Este tare frumos când familia întreagă poate să slujească pe Domnul. Mi-amintesc într-o situație, un frate a predicat și a spus cât este de darnică soția lui. Și apoi, indirect, dar noi am înțeles că era vorba despre el, a spus lucrările care le-au făcut în dăruire pentru Domnul. Și un bătrân, după ce a spus acest frate tânăr, a intrat și el și a spus care a fost viața lor de dăruire înaintea Domnului. Și am tras o concluzie. Dacă vrei cu adevărat să fie cineva darnic, darnici cu adevărat, trebuie să fie amândoi darnici. Dacă e numai unul darnic, e puțină problemă. Dacă numai unul e pornit pe slujbă, va face slujbă, dar o va face înfrânat, știi? Dacă când amândoi sunt porniți, ori pe dăruire, ori pe slujire, ori pe primire de oaspeți, ori pe ceva, și amândoi au aceeași meserie, un tânăr este economist și a discutat cu o fată de la liceu și ea vroia să dea la medicină. Asta a fost dorința ei, mama ei lucrează în sănătate. A fost dorința ei încă mai de mică să dea la medicină. Dar acum de când discută cu el, s-a schimbat urgent. Și a spus și eu dau tot la științe economice că vreau să-l ajut pe el. Dacă doi sunt amândoi medici, se pot ajuta foarte mult. Dacă sunt amândoi, știu eu, în domeniul lor amândoi, pot să facă mult mai mult. Există un secret. În cartea Deuteronomului este scris acest secret. Putem să citim din cartea Deuteronom, capitolul 32, versetul 30. Cum ar urmări unul singur 1000 și cum ar pune doi pe fugă 10.000? Da, corect ar fi dacă unul urmărește 1000, doi să urmărească 2000, nu? Dar doi urmăresc 10.000, nu 2000. Că-s doi. Și știu eu ce relații matematice intervine acolo.
și forța crește într-un ritm extraordinar. Poate și când se căsătoresc tinerii, tare bine ar fi să-și găsească partenerul, a cuiva să o găsească pe Priscila și atunci nu va fi nevoie de multe, multe lămureală în viață, să se înțeleagă unul pe celălalt, unul are lucrare, celălalt are alt. Dar acum, ca să nu spună cineva că trebuie să recurg la divorț, că nu sunt amândoi, n-au aceeași meserie și să-i prinde ispita pe altă linie, este normal și așa, dacă suntem cu slujbe diferite, să ne ajutăm unii pe alții și să ne înțelegem. Și să lăsăm fiecare pe partenerul nostru să-și facă meseria. Amin. În al doilea rând, ce-i frumos la această familie? Că și-a pus tot în joc. Și-a pus casa. Casa lor a fost pentru Domnul. La ei casa era egal cu biserică. Ei n-au dat ceva pentru biserică, ei au dat casa întreagă pentru biserică. Cred că și salariul a fost pus acolo. Cunosc un frate bătrân undeva, măcar că are poziție bună și are 6 copii și toți sunt în lucrare. Și el bătrân, are aproape 80 de ani, slujește undeva într-o altă zonă a țării și discutând cu el așa niște lucruri financiare cu bani, zice, o singură pungă am. Zice, n-am una pentru mine și una pentru lucrare, că zice, numai cât mănânc eu la vârsta mea și la sănătatea mea, pentru casă nu pun nimic, atât cât mănânc și rest tot ce vine, pensia mea și ce capă de lucrare, sunt ai biserici. Să dai totul pentru biserică. Și n-au dat poate numai atât pentru biserică, eu cred că au dat chiar mai mult de atât. Deschideți la Roman 16, cât au dat oamenii aceștia. Versetul 4. Și-au pus capul în joc. Știți, diavolul cunoaște care e ordinea la om. O zis că mai întâi dă tot ce are și la urmă e pielea, nu? Dar și din piele, eu cred că întâi îs picioarele și apoi capul, nu? Dacă și-au pus și capul, ce mai putea altceva să spună în joc? Și-au pus casa, și-au pus serviciul lor, și-au pus timpul lor și în final și-au pus capul în joc. Pentru Pavel, pentru Domnul și pentru lucrare. Frumoasă familie. Să spui tot ce ai în joc pentru Domnul. Și poate era unii din cei din vremea lor care spuneau, băi, dar care vă sunt realizările? Și spune un verset de poezie, ce am strâns aici parcă sunt, ce am strâns acolo parcă nu-s. Dar va veni vremea când ce am strâns aici nu mai sunt, ce am strâns acolo toate sunt. Și-au pus în final capul în joc și-au fost gata să moară. Nu-i de mirare că au murit ca și martiri. Ei își puseseră capul pe butuc mai înainte, dar nu venise vremea să vină călăul cu sabia și să le trimită sufletul, Duhul, mai bine spus, în sferele lui Dumnezeu. Fără o astfel de dăruire nu se poate face lucrare. Sau se face lucrare așa 50%, știi? Și nouă ne se pare că lucrarea Domnului se întreține din mila poporului. Lucrarea Domnului se întreține din dăruirea oamenilor care sunt cu adevărat pentru Dumnezeu. Dacă ne vom gândi numai la casa noastră și așa când e vorba de biserica noastră, mai dă și noi așa o cotă, știi? Ca la finanțe sau ca la un alt organ. Biblia spune, spune Domnul Iisus, dar cezarul ceea cezarul și Dumnezeu? Păi cezarului cât îi datorăm? Păi datorăm celor de la finanțele datorăm atât, celor de la primărie datorăm atât pentru serviciile lor, dar la Dumnezeu cât îi datorăm pentru serviciile Lui? Ăștia-ți bagă apa și pentru apă plătești câteva zeci de mii, nu? Dar la Dumnezeu pentru apă câte am plătit? Pentru curent vine taxa toată lumea, nu? Toată lumea plătește taxă. Dar la Dumnezeu pentru lumină câte am plătit? Dar pentru jertfa din Golgota și pentru viața noastră și pentru mântuire și pentru toate celelalte, cât îi datorăm noi lui Dumnezeu? A făcut cineva socoteala asta? Cât ar trebui să merite lucrarea Domnului? De aceea, orice cheltuială neînțeleaptă, pe haine când avem, pe mâncare exagerat, pe lucruri și acasă care sunt în plus, când sufere lucrarea, e o lipsă de înțelepciune și o lipsă de dragoste pentru Dumnezeu și lucrarea Lui. Asta e. E lipsă de astea două, de minte și inimă. Un suflet are preț. Oamenii aceștia care mor într-o parte și într-alta, nu are nimeni grijă lor, poate. Sunt unii care o au. Fratele acestea care mi-a povestit din zona Olteniei, doarme așa ca la, ca și cum ar fi cu cortul undeva în tabără, și zice, am vrut ieri, zice, avem acolo la casa aia unde stăm, zice, avem niște făine de mânai și am vrut să fac o mămăligă, dar până când am constatat, făcuse viernă. Deci m-am obișnuit, dacă mânc acum dimineață, poate mai mânc mâine seară.
Și a venit un tânăr de la seminar și a început frumos predic, așa cu schițe, frumos. Și imediat l-a întrerupt un om. Și zice, stai frumos în lecția azi. Păi, dar aici nu e așa, zice, aici trebuie să te cobori la situațiile care sunt. Și oamenii imediat le-au pus situații în față și unul a spus, mă pochez dacă mă lăsați așa și așa. Și a spus, vai, dar plec urgent de aici. Și oamenii au spus, auzi, mâine seară, a spus unul dintre ei, veniți mâine cu noi la sapă și acolo se adună mai mulți oameni și la amiază când stăm de mâncăm, uite, puteți propovădui. Și a spus, eu la sapă? Dar nu pentru asta am venit în Oltenia. Și zice, uite, asta, lucrarea necesită și astfel de situații. Ei bine, probabil că acel tânăr, după ce va face practică, acum a făcut numai teoria, după ce face și practică, se va coborâ până acolo și Pavel, până s-a coborât, l-a trântit Domnul cu un înger, printr-un înger la pământ. Și 3 zile n-a văzut nimic decât negru. Și după aia a făcut, a putut să le facă pe toate. Este grea viața de misiune. Poate citiți și tare aș vrea după lecția asta să mergeți acasă și dacă aveți vreo carte, cum ar fi Lumini peste Viacuri sau Hudson Taylor sau Viața lui Moody sau Livingstone sau alți misionari, care și-au lăsat, cum ar fi Livingstone, bunăoară, el a fost medic în Anglia. Și s-a dus cu o caravană, cu niște boi, din sudul Africii, apoi spre centru. Au sărit leii, i-au rupt umărul. Soția sa avea probleme, au murit parte din copii, sau Adoniram Johnson în Birma, în Asia, când i-a murit fetița și el a condus slujba de mormântare și nevasta a condus cântările la mormântarea. Și erau cu studii superioare din America veniți și au făcut această lucrare acolo, se pornește de la unul, de la doi. Hudson în China, când William Carey a așteptat câte 7 ani până să se ridice primul convertit. Este extraordinar de grea viața de misiune. Nu degeaba aștia a băgat Domnul primii pe linia apostolii. Și este o regulă. Dacă poți să te duci, du-te. Nu poți să te duci, trimite pe cineva. Nu poți să trimiți, dă un ban acolo ca să ai și tu o cotă parte. Poate ne băgăm un ban la o societate pe acțiuni să ne vină un dividend la sfârșit de an. Ce frumos ne-ar veni un dividend la sfârșit de viață, dintr-o lucrare de misiune. Oamenii aceștia pentru care a murit Hristos a venit din cer și apostolii, după ce a plecat Domnul, Toma s-a dus spre India, alții au luat-o spre Andrei, poate spre noi și fiecare a luat-o în partea lui. Și au sfârșit toți murind ca martiri. Și au pus capul în joc și unii le-au tăiat capul, alteori le-a scăpat capul. Dar și l-au pus în joc pentru o lucrare de misiune. Noi poate stăm liniștiți aici și atunci când este vorba de a face ceva pentru alții, poate și atunci suntem puțin comozi. Dea Domnul să înțelegem aceste lucruri și încheiem cu ceea ce le spune Pavel acestor doi oameni. Ultimul său cuvânt, 2 Timotei 4:19, n-a uitat de ei, au fost prea scumpi frații aceștia să uite Pavel de ei și în ultima clipă, înainte de moartea sa, și le trimite un salut. 2 Timotei 4:19, spune sănătate Priscile și lui Achila și casei lui Onisifor. Să dea Dumnezeu sănătate spirituală și fizică oamenilor acestora, care se luptă pentru lucrarea lui, să rămână sănătoși. Și între oamenii lui Dumnezeu rețineți, între acești tovarăși în Hristos, ei au și saluturile așa pe măsură. Mai anexez ceva aici. Când dau doi pocăiți că spun ce au, eu exact nu știu ce au, dar în regulă nu este cu ei. Între tovarășii de lucru în Hristos sunt numai saluturi sfinte. Nu se poate, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Vorbiți între voi așa și așa. Între oamenii care au făcut totul și și-au pus totul în joc, nu vei găsi nici astfel de lucruri, ci vei găsi numai și numai jertfire de la casă până la cap și până la inimă pentru cel care s-a jertfit și el întru totul pentru noi pe Golgota. Numele lui să fie binecuvântat în veci. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.